seara, bine v-am găsit la ProSport Live. Craiova lui Mititelu are probleme serioase după ce Tribunalul București a decis să oblige pe echipa care susține că este adevărata Craiova să nu mai folosească sigla cu leul, numele de Universitatea Craiova. Sentința nu este definitivă, va fi un recurs. Continuă astfel lupta dintre cele două Craiove, cea patronată de Adrian Mititelu și cea patronată de Mihai Rotaru. Lupta în Craiova, cum spun, continuă. Trebuie să se facă un recurs în maximum 30 de zile, cel mai probabil va fi depus mâine sau poimine. Tudor Băluță a semnat cu Farul Constanța, atenție, transfer definitiv, mă rog, din poziția liber de contract. Fostul jucător și actualul jucător al lui Gică Hagi a rupt contractul cu Brighton, cei englezi au fost foarte nemulțumiți de el și uite că s-a întors, din păcate, încă un jucător de mare talent se întoarce cu coada între picioare. Discutăm toate subiectele zilei cu, nici nu știu cum să-l prezint, vedetă TV, fost fotbalist, hai să-l întrebăm pe el mai bine, Robert Niță, concurent Survivor și fost jucător al Rapidului, printre altele, Steaua și așa mai departe. Bună seara, bine venit! Bună, deci seara, vedetă mulțumesc. TV sau fotbalist? Robert Niță și atât, așa mi-a scris și pe cărțile. Cum zicea la Cornel Dinu, da. Cornel Dinu și atât. Da, da, mi-a zis cineva, domnule, și acum trebuie să mai ai și tu cu o carte de vizită, câte ceva. Și alături de noi este și Eugen Neagoe, antrenor, care este la un pas să plece în țările calde, să spunem așa. Bună seara, mister, bine ai revenit! Bună seara! Ai ofertă din Egipt, din câte înțelegem. Nu am aflat, n-am reușit să aflăm despre ce echipă este vorba. Înțeleg că sunt negocieri, trag de tine, cum se spune pe românește. Care e situația? Spune-ne tu, te rog. Da, am primit o ofertă de la o echipă din Egipt, din prima ligă. Chiar le-am promis oamenilor, dacă nu am să vorbesc și nu am să divulg numele echipei respective. Așa. Nu mi-am dat acordul până în acest moment. Este o situație mai complicată pentru că mai sunt încă 11 etape. Una dintre, mă rog, etapa a debutat astăzi, deci după etapa de astăzi, care se va juca astăzi, mâine și joi, vor mai rămâne 10 și este destul de dificil. Nu cunosc foarte bine nici campionatul. Știu, mă rog, forța campionatului din Egipt, dar nu cunosc foarte bine toate echipele și este destul de dificil. Eu am discutat cu emisarii clubului din Egipt și le-am transmis care sunt doleanțele mele. Le-am spus că cu mare plăcere putem lucra împreună, dar pe un contract de 2 ani de zile, cu anumite clauze foarte bine structurate. Mă rog, pus la punct totul. Da. De la început. Și să merg pentru cele 10 etape care mai rămân, este destul de dificil. Da. Vom mai discuta, pentru că tu ai fost căutat în ultima perioadă și de echipe din România, din Liga 1. Discutăm despre asta, dar vreau să te întreb pe tine, Robert. Tu ai mers în direcția asta de reality show, Pro TV și așa mai departe. N-ai în vedere faptul că până la urmă ai un nume în fotbal. Nu te-a atras ideea de, în loc de TV, să, nu știu, să mergi undeva, poate să te faci antrenor, conducător de club. Că acum nu mai știm, și aceeași problemă are și Gianni Chiriță, spunea, și că au început oamenii să mă cunoască mai mult din show-urile TV decât din cariera de fotbalist. Și că îl deranjează chestia asta, atenție. Bacalaureatul am. Așa. Doamne ajută. Așa. Deci, absolvent de facultate sunt, am și un master, mulțumesc. Adică hârtiile mă ajută, am și licența de antrenor. Ceea și CV-ul te ajută. Și CV-ul, dar de vorbit nu mă împiedic în iarbă. Echipa îmi lipsește, în rest le-am pe toate, știi? Dar îmi lipsește și echipa, apropo ce vorbeam și cu... Ești bun, dar nu te vede nimeni în continuare. Da, în continuare e bună zicala asta. Da. E greu de intrat în fotbalul românesc, chiar vorbeam cu mister mai devreme. Îți trebuie mult mai mult decât o diplomă. Acum că tot avem un prieten comun, îți dai seama dacă nu-și găsește domnul Chirilă echipă în România, cum aș mă găsi eu, știi? Pe bătete ia staful lui. Asta chiar... E prea mult, nu? Asta chiar, da. Ar fi interesant. Nu, este greu. Toată lumea vorbește în momentul când te lași, vorbește de experiență. După 5 ani, dacă nu intri pe nicăieri, spun că ai îmbătrânit. Cam așa e. Cum ești cu fotbaliștii la noi, la 27-28 de ani sunt tineri de perspectivă, la 30 joacă tot la aceeași echipă și zice, domne, gata, e bătrân. Asta cu îmbătrânitul, Robert, nu cred. Dacă
sărim puțin sau, mă rog, deviem din discuția care o purtam cu campionatul nostru, cu ce se întâmplă la noi și mergem în Olanda sau țările de jos. Știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Ani de zile, Naționala Olandei a mers foarte prost. Da. Rezultate... Au lipsit cu desăvârșire. Foarte, foarte slabe în ultima perioadă. Nu cred că au avut rezultate mai proaste ca în ultimii 2-3 ani de zile. Da. Și ar trebui să apeleze la... Oameni cu experiență. Vârstnic. Da. Așa, la bătrâni. Să-l aducă pe Van Gaal. Așa, aceia jucători care, mă rog, nu jucau nimic sau jucau la echipele de club, dar la echipa națională pierdeau pe bandă rulantă, au început să câștige și nu mai pierd niciun joc. Și iarăși a devenit o forță, așa cu... Nu este valabilă cu bătrânețe și cu atine cu atât mai mult. Ești un băiat tânăr și ai... Chiar, păi luați în Egipt acum. Chiar am vorbit, uite, apropo de ceea ce ai spus tu. Chiar Robert, vorbit, scuză-mă, Robert a fost fotbalist, puteai să spui, da, nu a fost jucător. A fost fotbalist, a fost fotbalist, corect, corect, a fost, așa este. Este rog, greu, Robert, pentru că la nivel de divizii inferioare se implică foarte mult politicul și bine face până la urmă, că dacă ar dispărea, cred că ajutorul care vine din partea primăriilor, fotbal românesc ar fi mult, mult mai jos, atât la nivel inferior cât și în prima divizie, dar sprijinul ăsta financiar și dragostea asta a edililor sau a președinților, a oamenilor politici, vine la pachet întotdeauna cu o obligație, cu o rudă, cu pune-l pe ăsta că-l știu eu, pune-l că m-a sunat de la centru și dacă nu ești nici în showbiz, cum ai zis tu, nu ai nici rude în politică. E greu. E greu și asta e până la urmă. Na, fiecare decide pe destinul clubului, pe, nu? Dar sincer, ție îți este dor de a fi implicat zilnic? Așa, ok, vii la emisiuni, vorbești despre fotbal, ești conectat în continuare, ai și canalul tău de YouTube pe care vorbești, dar simți nevoia să fii implicat zi de zi, să ai responsabilități în zona asta de fotbal? Da, mă duc, îmi place. Uite, chiar sâmbătă am fost, mă duc la meciuri. Da. Am fost, sâmbătă am fost, am văzut Progresul Spartak, da, cu noua echipă care se va înființa în divizia B, FCSB, Clincenii. Acum 3 săptămâni am fost la barajul de promovare, la divizia 3. Adică mă duc, mă uit, adică mă interes. Da, dar știi cum e. Ajungi la un moment dat care nu... într-un punct în care, dacă nu ai o anumită experiență, un anumit nume ca antrenor, este foarte greu să pătrunzi. Deci tu ți-ai dorit strict o carieră de antrenorat, nu de administrativ neapărat. Nu, pentru că consider că ai nevoie de mult mai multe lucruri pentru a fi un bun manager. Cu toate că masterul ăla de care vorbeam, l-am obținut în organizarea activităților sportive. Și am idee despre ce se vorbește, dar consider că aș fi mai util în iarbă. Mister, știți ce m-ar amuza? Robert Niță să se facă antrenor și să aibă elevi cum era Robert Niță jucătorul, care zicea, doamne, eu nu pot să tac din gură, îi zic și lui Hizo, îi zic oricăruia. Bine, așa. Și ăsta e un alt punct în fotbal românesc care deranjează. Așa. În momentul când ai un punct de vedere, chiar dacă este susținut de argumente sau cu argumente, ești catalogat în momentul când ești fotbalist ca obraznic sau că faci atmosferă proastă și, domne, strică atmosfera, iar când te lași, zice, a, nu, domne, că e guraliv, ăsta vorbește mult, ne spune. Cum e, mister? Eu nu l-am avut jucător pe Robert, dar dacă l-aveam jucător, nu cred că era vreo problemă. Am lucrat cu jucători. Ați avut vreunul care să comenteze așa, să tot ce spunea, să vină-l cu... Nu, n-am avut un jucător. Au fost jucători care au încercat de multe ori să nu respecte ceea ce discutam, programul, dar rapid au revenit. Au schimbat atitudinea față de echipă, în primul rând de program. Da, am avut jucători cu personalitate, jucători, mă rog, chiar îi povesteam lui Robert înainte să începem emisiunea, de Andrei Cristea, un jucător cu experiență foarte mare și un jucător valoros. N-am avut nici cea mai mică problemă cu el, chiar dacă la început poate nu i-au convenit deciziile pe care le-am luat. Am discutat cu el, i-am explicat, el a înțeles fiind un băiat inteligent și nicio problemă, am rămas în relații foarte bune, băiatul jos pălăria.
Am avut, spre exemplu, un portar Graovaz, dacă vă aduceți aminte, da. Care a câștigat și campionatul cu Oțelul Galați, un jucător mai dificil. A fost, a încercat să nu plătească o amendă pe care o dădusem. De fapt, strângea capitanul de echipă banii și lui s-a părut o amendă destul de mare. Nu că eu nu plătesc. Cum să nu plătești? Nu, mister, că o să vezi că nu plătesc. Mă rog, până la urmă l-am exclus din lot. Vreo două săptămâni s-a antrenat cu, l-aveam pe Dohot, antrenor cu portarii. Era o zăpadă până la genunchi. Și Dohot și spunea, făcea, mister, ce mă chinui pe mine, după aceea trebuia să rămână să pregătesc și ceilalți portari, da. L-aveam pe Târnovanu, care acum era un puștan, acum la FCSB. El cu Axinte, cel care este la ea, și Grahovaț, pardon, și Caparcu. Grahovaț era exclus, dar trimisese să se antrena doar cu antrenorul de portari. Și după două săptămâni l-am readus la prima echipă și, sincer, a fost un exemplu după aceea pentru echipă. Chiar, și-a învățat lecția. Sigur, da. Sunt jucători care probabil sunt lăsați să facă cam ce vor ei pe la echipă, iar când ajunge un antrenor care nu face ceva, știu eu, lucruri deosebite, dar să respecte niște principii, program, niște... exact, discutam noi, ce trebuia să respectăm. În primul rând trebuia să ne respectăm pe noi, Robert. Da, și te respecti pe tine, în primul rând, ca jucător, bineînțeles, pe urmă, și antrenorul, colegii și... Nu, el, crezând că poate să facă orice, nu s-a întâmplat și după aceea și-a revenit. A avut o evoluție foarte bună în continuare și ne-am despărțit prieteni. Uite, asta despre ceea ce spunea mister cu Andrei Cristea și eu. Așa. Am rămas în relații foarte bune aproape cu toți antrenorii, dar după ce m-am lăsat, știi? Adică vorbim, i-am avut invitați pe canalul meu de YouTube, am discutat și cu Neavio și cu Marin Barbu și cu Redni, cu... marea majoritate dintre ei, dar exact ce spunea și mister. Aștepți, nu că aștept explicații. Eu ca jucător nu mi-aș fi permis niciodată să mă duc la un antrenor, indiferent cine ar fi fost el, să-i cer explicații. Dar aș fi vrut să știu ce ar fi trebuit să fac ca să fiu și eu acolo. Eu de obicei nu aștept să vină jucătorul la mine, să îl chem eu și îi spun... ce are de făcut, de ce nu joacă și așa mai departe. Sunt lucruri pe care da, întâmpinați. Scrie de asta, depinde de antrenor. Exact. Mi se pare tactul fiecărui antrenor. Un respect. În primul rând, da. Adică nu-mi place cum joci, dacă faci chestiile astea, trebuie. Eu vreau să fiu respectat, același lucru își doresc și jucătorii. Și atâta timp cât tu respecti jucătorii, jucătorii simt lucrul ăsta, nu poți să ai probleme. Momentul când depășesc sar calul jucătorii sau antrenorul, atunci intervin conflicte. Dar atâta timp cât tu ești corect în ceea ce faci, îți respecti meseria, același lucru trebuie să-l facă și jucătorul, atunci lucrurile sunt în ordine. Nu pot interveni, mă rog, conflicte. Sau sunt izolate. Nu. Sunt izolate, se mai găsesc jucători care își doresc ei să domine vestiarul, să facă lucruri de genul ăsta, mă rog, nu am fost de acord. Sunt perfect de acord cu jucători cu personalitate, jucători puternici. Chiar le și spuneam, mă rog, jucătorilor pe care îi antrenau, că îmi plac șmecherii. Chiar îmi plac, îi iubesc, dar vreau să fie șmecher cu adversarii în teren, da, nu între noi și să vorbim și să fim unul mai tare decât celălalt. Asta e o prostie. Da, Robert, spuneam de Tudor Băluță că se întoarce în România la Farul acum, fost Viitorul, din păcate, într-adevăr, la doar 23 de ani, liber de contract, a bifat la Brighton niciun meci. Și la Comircea Lucescu cât? Are o intrare. Bine, a avut și ghinion. Dar pe de altă parte plecase așa ca din tun. Ne așteptam cu toții, a prins echipa națională, cred că a jucat vreo 7-8 meciuri. Deja ne gândeam la el ca o certitudine. Uite că lucrurile s-au schimbat. Din păcate sunt foarte mulți care pleacă. Nu știu dacă e vorba doar de mentalitate, că ajung într-un alt mediu. Nu știu dacă e vorba în momentul când deja ai 30, 50, 70 de meciuri în nivelul primei divizii, ești obișnuit cu selecțiile la echipa de tinere sau la echipa națională mare, dacă mai poate fi atât de acomodarea asta despre care vorbește toată lumea, atât de grea.
Pentru că vedem jucători, de, bă, numai noștri nu se acomodează. Hai că toți mănâncă ăia, dacă te duci în Italia mănânci paste, nu? Corect, dacă te-ți ia acidul lactic, te-ți ia, păi, dar toți au cercel în ureche, adică, bă, dă cercelul jos că luăm acidul lactic, luăm puțin aici, te înțepăm puțin. Numai noștri, bă, ăia africanii se acomodează, sârbii se acomodează, bulgarii acum. Eu am văzut pe ăia, alergau săracii de... Moldovenii și ăștia au început să se acomodeze. Bă, ai noștri nu se acomodează nicăieri. Nicăieri unde să duc, talent, toată lumea zice, iar toată lumea ce, domne, brazilienii Europei. Păi m-am uitat la ultimele 5 meciuri ale echipei naționale, n-am driblat pe nimeni. Și noi suntem brazilieni. Păi de unde suntem brazilieni? Eram odată. Bine, eram odată, păi, și eu eram tânăr odată. Și așa tot, e neplăcut. Pentru că vedem, calitate există. Dar nu mai sunt vremurile alea când se joace numai calitate. Nu mai poți, dacă nu faci asta, că toată lumea ce, domne, plac asta, o zic toți cu sacrificii și cu... Da, trebuie să le faci. Dar așa este, întrebări, când te uiți la meciurile mai vechi, mister, când jucați dumneavoastră, când juca Robert, chiar și mai recent, generația lui Mutu, să spunem, Bratu și Rădui, parcă vedeai alt efort și altă dorință, alt sacrificiu. Acum, la cea mai mică chestie, nu mai bagă piciorul, se antrenează 45 de minute, s-a terminat, sunt deja în vestiar. Eu... Am prins și perioada înainte de Revoluție. Da. Și am jucat cu, am fost coleg cu mari jucători, imenși, din Craiova Maxima. Și am jucat împotriva unor mari jucători români, dintre cei mai mari care jucau. Poate la Steaua, mai mari din istorie, la Dinamo, da. Fotbaliști uriași. Și câștigam împotriva lor. Câștigam datorită ambiției, dăruirii, agresivității pe care o aveam. Craiova nu a fost întâmplător așa. Acolo numai Gena Urtenească. Da, acolo da. Venea Steaua cu Gică Hagi, cu Marius Lăcătuș, cu Dan Petrescu, cu Ilie Dumitrescu, cu toată echipa, da. Și pierdeau. Și pierdeau de o manieră categorică. Venea Dinamo București cu Mircea Lucescu antrenor, cu Dinamo, cu Răducioiu, cu toată Răducioiu, cu Mateuț, cu Lupu, Andone, Mișa Klein, Dumnezeu să-l odihnească, toată echipa. Pierdeau. Și au pierdut an la rând, nu doar o dată întâmplător. Aceia erau jucători imenși, printre cei mai valoroși din Europa. Și asta o spun rezultatele. Echipele românești mergeau în cupele europene până în semifinale, până în final, Steaua, până și câștigat trofee, Cupa, da, Campionilor. Da. Echipa națională era o prezență constantă. Păi și acum, mister, de ce a dispărut chestia asta? Uite, Tudor Băluță, caz concret, de ce se întoarce Băluță? Foarte, foarte mari. Până la urmă este valoarea. Nu are nimeni nimic, să știi, era toată lumea cu entuziasmată cu Tudor Băluță. E pe val, e nou, nu știu care. Ok, toată lumea, noi acum, dacă un jucător... joacă trei meciuri și trei meciuri, pară, eu gata, îți dau un exemplu. Pe mes. vremea când am debutat în 86, campionat 86-87, nu te băga nimeni în seamă atunci dacă nu meritai să joci. Și am avut o generație formidabilă cu Pavel Badea, cu Gică Popescu, cu Nicolae Zanfir, cu Ștefan Stoica, cu jucători foarte valoroși. Eu la 19 ani aveam vreo 7-8 meciuri și dădusem 3 goluri. La Universitatea Craiova, unde jucau jucători imenși. Nu trebuia să aștept regula 21, sub 21, sub 20, sub... Nu te băga nimeni în seamă. Jucai, în altfel nu te băga nimeni în seamă. Noi acum, dacă un jucător apare la nu știu ce echipă și marchează 2 goluri, suntem entuziași cu toții. Băi, ce fotbalist extraordinar. Păi ăsta îi calcă pe urmele lui Hagi, îi calcă pe urmele lui Mateuș, lui Ilie Balaciu. E greu. Este foarte greu. Deci ne și entuziasmăm prea repede pentru niște jucători care poate nu merită în acel moment. Foarte, foarte rapid, sigur. E și criza care este și când vezi unul care... Criza de jucători, da, telefon. Da, exact. Când vezi unul care cât de cât o nimerește sau mai face o preluare sau mai... Mamă, gata, ăsta e.
Dacă sunt așa puține prelori. Exact. E nivelul de așa natură că un nivel care... fantastic. Atunci... Bun, haideți să discutăm un pic despre Dinamo. Robert, e nebunia de pe lume la Dinamo. Avem așa. Stai că cred că trebuie să-ți notezi în telefon. Au făcut patru transferuri, ai văzut ce transferuri au făcut? Stai un pic, păi de care Dinamo vorbești? Că n-ai de unde să știi. Păi sunt vreo patru de Dinamo. Asta zic. Deci ai Dinamo, Liga a doua, care este FC Dinamo. Eu vorbesc de finii mei, ăștia care i-am nășit. Stai așa, stai așa. Bun, stai așa. Avem CS Dinamo în Liga a treia. Și ACSFC Dinamo în Liga 4-a, le-am cu învățat Cristea, ca pe poezie. Tot ai vorbit de el. Le-am învățat tot așa pe hârtie ca poezie ca să rețin denumirile. Bun, în Liga 4-a cu Andrei Cristea, antrenor și cu pretenții de promovare. La deci Liga acum 3-a. Ne gândim la un scenariu posibil. Retrogradează Dinamo din Liga 2-a, promovează Dinamo din Liga 4-a și am putea să avem 3 Dinamo în și Liga 3-a. Și dacă promovează și ea din Liga 3-a în Liga 2-a, a lui Iftoni? Păi nu, eu ziceam, să avem pe toți 3 la un loc în Liga 3-a, știi? Deci este nebunia de pe lume, nu mai știm care este Dinamo, zi-mi părerea ta. Păi nu știm care e Rapidul, la Rapidul câți de Rapidul nu sunt. Acum, de bine de rău să zici că la Rapid mai o să fie ăștia că au dat ăia 600 de mii și acum o să ia tot, să vezi datorii din urmă și la Rapid. Da, că... dar asta îi confirmă ca fiind continuatori. Exact. Îi ajută cumva aceste datorii păi vechi. Păi nu, nu îi ajută. De ce? Îi ajută din punct de vedere ce? Că e continuatoare da, de drept? Da. Păi da, dar cu vreo 7 milioane din urmă, 5-7 milioane. Oamenii își asumă. Nu cred. Da, hai să vedem că domnul Șucu se pare că are bani. Bun, dar revenim la Dinamo, zi-mi părerea ta. Dinamo, după părerea mea, sunt ăștia care au retrogradat din prima divizie. Dar ai văzut discuțiile care au fost de anul trecut competițional. Palmaresul e la domnul Badea, culorile sunt la domnul Badea, lesele spune că de sunt fapt ăla, ar fi așa, la CS. A promovat echipa aia cu Iftodi și cu Dănuț Lupu, au primul lucru care l-au declarat chiar pe gazon. Noi suntem oi adevărații, domnul Badea mai vine cu Lesa și zice, nu, uite, Lesa e la mine, ăștia sunt ai mei care am Lesa. Nu mai știi, nu, Craiova nu știi că e și decizia de azi. Exact. Care ai amintit și tu de ea, la FCSB Steaua nu se știe, noi fiecare din astea importante, în loc să avem una și să, bă, să țin să niște... Mie mi-a părut rău, pe cuvântul meu de onoare, eu n-am nicio, adică eu pot să fiu acuzat de absolut orice, numai că sunt dinamovist, nu? Mi-a părut rău că a retrogradat Dinamo. Dacă nu știu dumneavoastră dacă ați avut... Ei, Mistela și juca la Dinamo, așa antrenare. Da, mă, e o echipă de tradiție. Și Steli să fii, cred că n-ai cum să te bucuri să retrogradeze o rivală, pe bune. Păi uite, eu ca suporter, da. Ce vreau, să mă duc la pe Nou Giulești să văd Rapid Dinamo cu 13-15 stadion? Sau Rapid Mioveni, cu tot respectul pentru Mioveni. Păi am fost la Mioveni și dacă mă supăream puțin acolo, îi băgai pe toți în living la tine acasă și vedeai meciul cu ei. Și făceai și care, bă, tu voi stați în stânga, eu ăștia în dreapta și voi pe scaune, voi pe canapea. Păi erau 13 spectatori, dintre care 8 erau nevesti și 3 paznici. Ok, Robert, dar aici nu are absolut nicio vină Mioveniu. Nu, Doamne, bravo ferește, lor, nu, oamenii, bravo tot respectul lor. Cum poate să țină o echipă, meritul sportiv, au promovat jos pălăria. Nu, dar au oamenii zic pentru nicio vină. N-au, bravo lor. Toată Mioveniu, vina este în partea celor în partea care asta, bă, avem niște, avem talentul ăsta și noi ca nație, nu numai în fotbal, ce e bun să distrugem. Bă, avem câteva branduri. Avem câteva branduri. E o problemă asta, mister. E o problemă pentru că uitați-vă ce spune Robert. Nu se întâmplă doar la Dinamo. La Dinamo e dezastru în momentul de față cu 3 Dinamo. FCSB e deja celebru. Nu mai e nevoie să... Cu CSA se înjură, se spurcă, se... Mă rog. Și la Rapid au încercat, dar din fericire pentru rapidiști, mi se pare că a fost mai multă unitate. Atenție, societatea asta cu Angelescu și acum cu Șucu a fost mereu susținută de Caciureac și de CS. Domne, noi, exact, domne, noi considerăm că ăsta e Rapidul Fotbal Club, au venit și suporterii lângă și de asta e proiectul ăsta sănătos. Dar și aici putea fi acea situație. Că au mai apărut vreo două... FC-ul lui Manoliu. Exact. Da. Și vreau să vă întreb, care ar fi soluția? Pentru că asta clar face rău fotbalului. Care ar fi soluția să nu mai existe aceste conflicte? Să ne mutăm în altă țară. Alte legislații. Soluția, eu am spus-o când am fost întrebat despre ce se întâmplă la Craiova. Cu tot respectul pentru ambele echipe, pentru conducerea și a lui CSU Universitatea și a lui FCU. Eu am fost crescut acolo, am jucat la Universitatea Craiova ani de zile și am obținut și performanțe. Mă doare când văd ceea ce se întâmplă dintr-un singur punct de vedere. Acei suporteri care au crescut odată cu noi, marea majoritate, țineau și iubeau o singură echipă, Universitatea Craiova.
În acest moment, chiar dacă într-o parte sunt mai mulți, într-o parte mai puțin, acei suporteri se urăsc acum. Au ajuns acei oameni care mergeau împreună la joc. Mâncau un salam, mergeau 10 ore cu trenul și acum sunt jur, să întâlnesc în oraș pentru, să bat. Pentru aceeași echipă. Da. Iubeau aceeași echipă. Puteau să ajungă până acolo încât să-și dea viața pentru Universitatea Craiova. Se întâlnesc în oraș să o colesc. Acum se întâlnesc, exact, foști prieteni și se bat, se înjură că tu ții cu ăia, tu ții cu ceilalți. Sau... Pentru mine asta este dureros, pentru că eu am crescut cu Universitatea Craiova și era o singură echipă foarte, foarte puternică, o echipă mare, uriașă. Asta cred că ar fi soluția. Să fiu o echipă Dinamo București, să fiu o echipă Steaua București. Ar trebui implicate autoritățile, pentru că spunea, am lapsus, mai mi-am aminte cine spunea, dar recent spunea că singura șansă este ca autoritățile să intervină, adică să fie ca pe timpul. Să fie ok să fie armata cu privat la Steaua, să fie Ministerul de Interne la Dinamo, să fie la Rapid Ministerul Transporturilor și așa mai departe. Mai e asta o soluție sau e o variantă învechită? Depășită, mister. Poate aduce un echilibru, nu știu, poate aduce. Da, nu-ți mai permite legislația cu echipe de parte. Păi nu, să se facă, cum se cheamă, colaborare între privat cu stat. Colaborare, adică eu nu cred că nu s-ar putea face, adică armata, Ministerul Apărării. Dar fi bine că de putut se poate, o asociere ei să susțină centrul de copii și juniori. Se poate, se ocupe de întreținerea stadionului. Da. Din Ghenceanu. Deci nu să dea bani direct, spune. Nu să dea bani direct. Să plătească utilitățile, de exemplu. Să n-ai voie să plătești salarii prime de joc. Da. Să nu iau o chirie de 10.000 de euro echipei de fotbal Steaua ca să se evolueze acolo. Exact. Din punctul meu de vedere, asta ar fi soluția. Inclusiv comunitățile locale ar trebui să facă lucrul ăsta, pentru că s-au făcut în câteva orașe noi, stadioane noi. În păcate, noi vedem decât ce se întâmplă la Liga 1. Da. Că au apărut câteva stadioane noi, dar noi nu ne uităm la centrele de copii și juniori, unde până în ziua de astăzi, când vorbim, sunt echipe, orașe mari, unde nu există o bază sportivă cum ar trebui să existe, păi cum am văzut în alte țări. Vorbeam cu Cristi Dulca și îmi povestea când, mă rog, a antrenat prin Liga a doua. Și îmi spuneam, Victorie, nu poți să imaginezi că se ajunge la meciuri de Liga a doua să-ți fie scârbă să intri în vestiar să te schimbi. Mi-era frică să nu îmbolnăvești jucătorii, nu puteam să-i las în vestiar. Joacă într-o comună unde în spate, ai văzut, eu mi-aduc aminte când era Rapid în divizia... În ligile inferioare. Da. Și pășteau vacile la peluză. Pe cuvânt de onoare, pășteau vacile. Înainte de meci alerga ăla cu ciomagul pe teren să dea vaca de la păscut. Da. Sunt apreciat. Comparam oamenii, cu Germania, de exemplu, unde merg la Liga 5-6 și arată deci că e play-off. Cu Germania, noi vorbim, totdeauna ne uităm lângă noi, în Ungaria. Să ne uităm la Ungaria, da. Ce da. Se întâmplă. Ok, acolo a intervenit guvernul și ei au făcut baze sportive la toate cluburile de prima ligă și cele de Liga 2. Dar cluburile de Liga 1, nu există club să nu aibă stadion nou și bază de pregătire formidabilă. Și centrul de copii și juniori cu 5-600 de jucători legitimați. Exact. Asta ar trebui făcut și deja să văd rezultatele și în competițiile europene și, de fapt, internaționale. La noi sunt echipe de prima ligă care nu... Închiriază juniori. Fac colaborări cu școli de-astea particulare. Și... Păi da, aia, că n-au un să-i antreneze, ce băi, aduc că ia, semnăm cu ăla, că ai un sintetic, da, sunt ai noștri. Păi și de unde să scoți? Că toată lumea ce domne, nu vine nimic din urmă. Păi nu vine, că n-are de unde să vină, dacă nu crești. Sunt echipe în prima ligă care nu au. Uite, la Apollo pus, Robert, nou proiect Rapid cu Șucu, omul care a investit deja vreo 4 sau 5 milioane de euro, dacă cele nu știu, în bază. Baze. Exact. Și vreau să te întreb, cum ți se pare proiectul de la Rapid? Eu am văzut proiectul de uneia dintre baze. Da. Tu știi că ești om cu experiență în presă, știi ceea ce a însemnat Rapidul, Pro-Rapidul, care acum în acte este la clubul sportiv, gata, s-au finalizat. Și va fi cedat, exact. Va fi cedat pentru reamenajare. Și de asta să-mi spui tu, că a fost jucător al Rapidului care a prins Pro-Rapidul, ce înseamnă pentru actualul club acest lucru? E aur.
Aur. Ăsta e cuvântul, aur. Și am văzut proiectul, asta spuneam că am văzut proiectul uneia dintre baze și ProRapidul, care era la momentul respectiv cea mai frumoasă bază de pregătire, este undeva în urmă cu 40-50 de ani. Dar în paragină, știu că... Eu am fost acolo și am colegii filmat... Colegii noștri au filmat șerpii cum treceau printre... Sunt copaci, gazon nu mai există, nu e o jungă. Dar se va rezolva. Da, deja actele e tot în regulă. Este un mare lucru ceea ce face domnul Șucu, să-l țină. Da. Să-l țină, asta este cel mai important, pentru că au mai fost care la început au avut intenții foarte, foarte bune și s-au scârbit. La nu un doar moment, la început, o perioadă destul de lungă, George Copos. Da. A făcut investiții serioase, chiar și Negoiță a încercat niște lucruri la Dinamo. S-a nimerit prost când ați venit dumneavoastră, atunci a tăiat conducta cu bani. Că mi-aduc aminte că povestea și Florin Pruna. Dom'le, noi mergeam entuziasmați că avem șanse la play-off și el ne-a zis că nu mai bagă niciun leu. Da, mă rog, e altă discuție. Situație, da. E altă discuție. Revenind la Rapid, Robert, vreau să te întreb cât de mult contează ProRapidul istoric vorbind pentru identitatea clubului. Pentru că, de fapt, marile performanțe ale Rapidului modern, acolo s-au făcut, cu Mircea Lucescu. Și pe stadionul vechi. Și nu? Pe stadionul vechi, da. Nu prea contează. Nu contează? Nu prea contează. De ce nu contează? Să spun de ce nu contează. În primul rând, stadionul ăla vechi și ProRapidul însemna ceva pentru mine, pentru ăia din urma mea, pentru suporterii care au ajuns la o anumită vârstă acum. Da. Sufletul, inima. Uite, sunt ăia care fundal aici la noi, da? Care vin, suporteri. Cântă. Nu? Robert a prins și cu peluza cea nouă. Da, 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 am prins. Giulești, da, da, da. Nu era, era Potcova. Entuziasm. Da, ai palmaresul, acum ai și datoriile din urmă, că tot le-a făcut toată lumea. Să te liniștești, exact. Ai tot, dar trebuie să ne modernizăm, că toată lumea zice, domne, suntem ca într-o casă goală pe Noul Giulești. Așa. Păi suntem într-o casă goală, dar mai bine stăteam în aia cu pereții coșcoviți. Dar ți-e place noul stadion? Azi am fost la antrenament, echipa mare a avut azi antrenament și am vrut să văd și eu cum antrenează. Poți să intri pur și simplu așa? Păi eu sunt Roberniță, scuze. Ah, am înțeles, scuze de pe mine. Dacă nu mă mai lauzi tu, trebuie să mă lauzi singur, nu? Foarte bine. Că am spus acolo la party, mă cunoaște și el zice, nu, că firma de curățenie, nu sunt cu curățenie, am jucat fotbal. Nu vorbesc, nu te-au recunoscut la... Imediat, nu, intru și chiar dacă... Păi nu, dar stai că lucrurile sunt de altă natură, de ce te întreb? Au fost Cristi Dulca cu Ali Yenci, dacă nu mă înșel, și l-au băgat mâna în gât paznicii de la stadion. Nu pot să cred. Da, a povestit Dulca și a zis, domnule, stai un pic, că noi am jucat pe aici. Da, deci acum... sunt niște oameni, mister, sunt niște oameni care au venit la 50 de ani prima oară din provincie, la București, stai, Robert, habar n-au de fotbal. Eu dacă vreau să mă duc să merg la meci acum la Craiova... Dacă e unul care a venit de la Poplaca și nu vă cunoaște, ce zice, bă, unde te duci, stai aici, mai și trage de dumneavoastră un pic de mânecă, de să rupă sacoul. Băi, nu, dacă nu știu, eu înțeleg, bă, omul e pus acolo, serios, am pățit și eu, să-și facă omul treaba. E pus acolo, uite, am fost la meciul de inaugurare. Așa. Și normal că te duci cu geanta la meci, că doar nu mă duceam în ghete să fiu ca vaca pe gheață, pe trotuar pe acolo. Nu, am băgat mașina la parcare și cu geant și vine un băiat ăsta care, na. Bă, e pasnic acolo, el e șmecher, e important. Normal. Ce ești, mă? Pasnic, unde? Normal. La Giulești, bă! Alo, obiectiv, alo, obiectiv. alo, unde te duci, mă, cu geanta aia? M-am uitat un pic, aia zic, înainte. Stai, ia stai așa, ce ai în geantă? Zic, am niște petarde, două, trei steaguri, poți să mă uit în geantă? Zic, da, uite-te. Deschide-o, te rog. Deschide-o, mă, tu dacă vrei să te, că eu știu ce am în geantă, ești nebun. Da, despre asta vorbim, atitudine. Da, afară, bă, spune frumos, bă, asta e regula. Exact, spune frumos. Asta poți e regula. Poți, frumos, să puteți să mă lăsați să verific. Dar eu știu că trebuie să te uiți în geanta mea, că poate e unul nebun și că a fost jucător. Corect. E unul puțin sărit și intră cu nu știu ce. Da, mă, uite-te în geantă, te rog frumos, uite-te. Dar nu... Victor, la noi, știi, de obicei... La noi toți sunt șefi. În momentul, da, în momentul când nu mai este acea persoană, o fost jucător, da, fost mare, aminte, da. Doamne, da, ce băiat extraordinar a fost, un fotbalist foarte bun, un antrenor deosebit. Da, spuneți-mi altceva, mister, pentru că l-ați avut elev. Te rog. Adi Mutu, e antrenor, uitați că e la prima lui experiență ca cu adevărat important. Serioasă. Aici, cu adevărat. Și la Craiova a fost. Da, nu prea a ieșit. Da, dar juca echipa. Da, juca, nu, mister, juca echipa. Acum să vedea depinde ceva. Din ce unghi te uiți, știi, Robert? Bore, rezultate n-au fost, e adevărat, dar bun, vedeai ceva. Adică eu discutam ceva, cu cineva din fotbal și vorbeam inclusiv de Craiova. Da. Și zic, la Craiova trebuie să practici... Jocul ăla spectaculos. Da.
jocul ăsta. Giulești. Dacă dai o bară frumoasă, te aplaudă ăsta. Dacă o bagi în poartă de într-un metru, zice, la aia gol. Te duci la Craiova, chiar am discutat în urmă câteva zile, cum am întâlnit cu Gică Popescu și am vorbit cu el și am adus aminte când jucam împreună la Craiova. Erau, după joc, știi că apărea în presă, caseta tehnică, da, cu șuturi spre poartă, 18-5, șuturi pe poartă, 12-2, cornere, 14-3. Adică asta vrea să vadă lumea la Craiova. Craiova trebuie să ai o echipă să facă pressing, păi să fie foarte agresivă, să joace spectaculos, să paseze rapid. Să... Dacă te duci la Craiova și joci lent, și greu... Și câștigi 1-0, nu sunt mulțumit. Nu. Da, nu sunt mulțumit. Așa și în Giulești. Eu eram jucător la Craiova și am câștigat și eventul și cupă. Totdeauna ne-am bătut la cupele europene. Dacă era 2-0 la pauză și repriza a doua nu mai marcam, începea lumea să ne jure. Da. Spuneți-mi de Mutu la Rapid, cum vi se pare? E pregătit pentru astfel de experiență? Pentru că, ok, sezonul trecut a fost bunicel, să spunem. Acum e miza mare că e centenarul, va fi centenarul și toată lumea se așteaptă, mai ales cu aceste transferuri făcute, toată lumea se așteaptă că să ia titlul. Cu aceste transferuri făcute. Discutăm imediat și despre asta. Acum, pe hârtie sunt nume importante. Acum nu va fi ușor deloc pentru el. El a fost un jucător mare, este un nume mare. Este la a treia experiență ca antrenor în Liga 1. Am mai avut o experiență la Voluntari, câteva etape. Mă rog, au ajuns la acel baraj, a rămas în prima ligă după penaltiul cu Târgoviște. Iar la Craiova a avut o perioadă scurtă în care, chiar dacă echipa, cum ziceai tu, Robert, juca, să spui că avea o posesie bună, avea o posesie bună în terenul ei. Da. Între fundași, unde este mai ușor să pasezi, nu în terenul fără advers. Presiune, da. Fără presiune, unde interveneau adversarii și erau bine organizați, acolo sufereau și ei. De asta nici nu au avut rezultatele pe care și le-au dorit oameni. Acum, are o perioadă, a avut o perioadă de acomodare, asta e un... Plus. În avantajul lui. Da. În avantajul lui Adrian, la Rapid, a avut acele rezultate bune, dar a avut și puțin șansă jucând două meciuri cu Clinceni, cu Dinamo, când era într-o situație delicată. Dar până la urmă contează acele victorii. Sigur, pentru tot ce... Și pentru moral și pentru suporteri. A fost mult mai ușor acceptat că toată lumea vine din asta. Acum să con. Are niște examene destul de importante și pentru el și pentru club. Din prima zi club. De școală, ca să din prima zi, și este foarte important cum va pleca în aceste meciuri. Nu este ceva capital. Dacă în Giulești, la Craiova, să începe așa cu trei etape și exact, Doamne ferește dar să spun și altceva. Poate începe campionatul foarte bine. Poate să facă, nu știu, să facă două egaluri, să câștige un meci sau să aibă 5 puncte. Poate să aibă 7 puncte Rapid după cele 3 jocuri. Și poate să ai o perioadă să pierde 3-4 meciuri. E același lucru, corect. Atât că mai câștigi timp. Exact, la echipele... Mai liniștești lumea dacă începi din start, corect? Sigur, trebuie să începi bine și să menții ritmul. Pentru că dacă vei avea sincope și vei pierde 3-4 meciuri, iarăși vei câștiga 1-2, iarăși te vei duce în zona aia, nu va reuși. Nu va putea să rămână foarte mult timp la Rapid. Eu îi doresc mult succes. El este un băiat inteligent, dar... Cu siguranță are un rol foarte important el, dar vom vedea dacă va reuși. Da. Robert, ție cum se pare Adi Mutu pe banca Rapidului? Eu am spus de la bun început, de când a fost numit, că luase lumea, toată lumea foc, că rapidist, că centenarul, că Mutu e un profesionist. Că a fost Dinamo, că a fost... Mutu e mai mult italian decât Dinamo. Stai să fim serioși, că a jucat 3 meciuri și a făcut un duș la Dinamo și a plecat pe valoare și că merita. Niciun an între, cred că n-a jucat. 6 luni cu 6 luni, exact. Retur cu tur. Adică, hai să fim serioși. Eu am zis, a fost numit, toți care suntem suporteri, care mai vorbim, care poate să mai uită cineva în gura noastră, fost jucător sau care am trecut pe acolo, trebuie susținut. Că dacă nu are rezultate, o să plece poate singur sau dat afară. Eu am vorbit cu Mutu și la inaugurare, nu îl cunoșteam, nu avem nicio prietenie, absolut nimic. Am vorbit un sfert de oră, 20 de minute cu el la inaugurarea stadionului, m-a impresionat. Am fost astăzi, am văzut și antrenamentul că au făcut pe Giulești.
Și apropo, am fost acolo pentru că suntem băgați în seamă. Așa. Ăștia care am trecut pe la Rapid, mai buni, mai puțin buni, ne simțim băgați în seamă, suntem invitați tot timpul, ni s-au dat abonamente, clubul ni le-a făcut cadou cât un abonament de fiecare, avem sectorul nostru atât pe Noul Giulești cât și la Arena Națională, cât dacă se va juca acolo. Adică simți că e un lucru frumos. Poate nu neapărat că unii dintre noi nu și-ar permite să-și cumpere un bilet la meci. Sau e vorba de gestul de apreciere. E vorba de respect și da. Că până la urmă ai fost fotbalist la Rapid, ți-ai făcut treaba, ai fost plătit pentru lucrul ăla și la revedere. Mulțumesc, te duci în altă parte. Dar te simți băgat în seamă. Și pentru mine personal contează clubul și aduce aminte de unul care a fost pe acolo. Am vorbit cu Mutu, am văzut și azi antrenamentul. Îmi place mult. Îi citesc și cartea, am cumpărat-o chiar așa. Zilele trecute, am început să citesc. Citesc mai greu că n-a și vârsta și... Îmi place cum vede fotbalul, îmi place atitudinea care o are și în antrenament, că de-aia am și vrut să văd că după 7-1 ăla am văzut că a început să iar toată lumea. Nu trebuie să judeci un antrenor sau o echipă după un stagiu de pregătire de 10 zile și să-l judeci în prisma ultimului joc, cu toate că a fost o înfrângere rușinoasă. Adică nu aveai cum să, este totuși, da, să treci, adică să-ți dea aia 7 și dacă îi jucau șchiopii cu chiorii, nu poți să iei 7. Cât ar fi ăia. Destui că e impardonabil. Da, da, da. Dar sunt și niște circunstanțe. Eu am vorbit cu el, mie îmi place Mutu, că îmi place cum se impune, îmi place atitudinea care o are în antrenament, îmi place atitudinea care o are în timpul meciurilor, îmi place cum gândește fotbalul, am vorbit cu el. N-am să fiu niciodată de acord cu exprimarea asta, dom'le, sunt meciuri amicale. Nu sunt amicale. Nu sunt amicale. Sunt meciuri de pregătire. De pregătire, nu clar. Nu poți să spui că e meci amical. Ce e ala amical? Amical mergem noi. Facem și noi la bere sau la sintetic. Si, bravo, corect, Robert. Corect, acolo e amical, e, facem noi. Nu. Și mai ales că e ultimul test serios înainte de începerea campionatului. Bineînțeles. Nu poți să-l tratezi așa, să iei 7. Putea să joace și cu Barcelona. Și echipa națională. Domne, jucăm meciuri amicale. Nu joci meciuri amicale, exact. Jocuri de pregătire și pe deasupra. Deși contabilizează punctele alea la coeficient, acolo se adună. Da, corect, așa este. Păi așa cum sunt amicale? Explică-mi, Victor, dacă ăștia sunt jocuri amicale, nu sunt amicale. Nu, aveți dreptate. Amical. Nu, amical nici la antrenament nu joci exact, amical. Când exact. Faci jocurile alea școală pe care le faci... Și ai un scop, ai o temă antrenamentului. Ai cam strâmbat din nas când am spus de transferul Rapidului și vreau să te întreb de ce. Pentru că nu, n-ai... Pentru nu, că nu. Pentru nu că e nu. Ce trebuie, din punctul meu de vedere, ca suport. Argumentează. Nu poți să stai într-un atacant la Rapid, așa. Indiferent că e centenarul, că nu e centenarul, că nu poți o echipă care îți propui. Păi vor să mai aducă, au spus că și încearcă trag de alibec. Și eu vreau, nu știu ce mașină, dar dacă n-ai banii, nu poți să-ți o iei nici la mâna a doua. Alibec e liber de o lună jumate, de două luni e liber. Păi de ce să așteptăm să înceapă campionatul? Primele trei etape le ai... Da, dar pe de altă parte au adus Ciobanu, au adus Florin Ștefan. Da? Câți dintre jucătorii enumerați de tine au jucat titulari în ultimul an sau în ultimii doi ani? Crezi că Junior Moraes și-l scoate cineva din echipă? Doar el singur poate să se scoate. Sau dacă vrea să mai odihnească din când în când. Și am fost la antrenament, că eu nu vorbesc din ziar. Da. Sau că am văzut meciul la 7-1. Păi Săpunaru, crezi că-l scoate cineva din echipă? Nu. Păi și-ai adus niște jucători care cât de cât erai acoperit acolo. Da, pot face concurență, unii dintre ei sunt polivalenți, dar nu ai adus niște jucători care mâine la, sau dar ca rezerve sunt buni? Da, clar. Dar sunt buni și ai alternativă și în primul 11. Că să ferească Dumnezeu, vine o suspendare, ai linia de fundaș centrale a Rapidului, linia de apărare a Rapidului, este o... formată din jucători cu foarte mare experiență, nu? Un Săpunar, un Junior Moraes, un Grigore, nu? Da, da. Și ai alternativă, poate, na, îi mai schimbi, îi mai... Dar, pe, eu mi-aduc aminte, a fost o bucurie când a dat Bălan golul ăla cu apărătoarea, toată lumea, mamă, ce atacant avem. Păi a degajat ăla în apărătoare. Și ne-am bucurat tot suport, ne pupam prin tribună, mamă, ce gol. Păi dacă avea apărători de-alea mici, stăteam bară. Noroc că a avut de la apărătoarea mare și s-a dus în... Simpatic. Nu, păi îți trebuie... Băi, dacă nu dai gol, degeaba joacă. Și ce vor juca băieții? Vor juca rezervă? Păi, nu, no, sunt, nu, dacă sunt jucători, jucători talentați, nu sunt jucători, da, nu sunt jucători slabi. Acum depinde și de Adrian sistem, foarte de mult, cum îi integrează, ce, sigur ce vrea. Că da, ce, da, ce, eu nu văd aici că au venit la Rapid niște titulari indiscutabili.
Da, da, și dacă ar veni, mă rog, creează concurență. Titulari incontestabili. Da. Tot sigur, sunt acolo la concurență. Exact, bă, vezi, da. Dar nu, îți mai trebuie niște jucători. Îți trebuie un marcator, în primul rând. Rapidul stă într-un atacant. Eu am avut titulari incontestabili, am avut un jucător la Pandurii Târgu Jiu, care cred că a fost probabil și cel mai scump transfer. Așa. Făcut vreodată de Pandurii, l-a vândut după un an de zile în Germania, la Bayer Leverkusen, cu 1.500.000 de euro. Tu cred că l-ai prins sau ai jucat contra lui fundașul la stânga, Giapca. Nu, nu l-am. Ivorian. Și l-am luat vara, jucase prin Norvegia în Liga a doua, din Coasta de Fildeș băiatul și cred că avea 19 ani, dacă nu greșesc. A jucat turul campionatului, toate jocurile, titular, a prins și echipa națională și a plecat iarna cu echipa națională într-un turneu în China. Și când s-a întors din China, a venit cu alt aer și a mergea pe vârfuri, crescut să mă rog, și mușchii pe el se dezvoltase. Și la antrenamente era alt jucător. Nu mai făcea ce trebuie. Și l-am avertizat. Băi, băiatul, ce faci? Tu ai impresia că dacă ai făcut un duș cu Drogba, cu Colo Touré, cu Yaya Touré, ai venit aici la noi acum și Calou, joci, da? Din... Crezi că ai ajuns la nivelul lor? Ești departe. Crezi că ești incontestabil pe bancă. Asta am făcut. Da? Direct, da, pe bancă. Așa e, cel jucat. Mai repede așa e. Am avut... Bine, apoi s-au dat la cu Hanover, Frankfurt. Păi și a revenit, dar l-am ținut două jocuri. Da. De fapt, un joc l-am ținut... Am avut duminică joc la... După o perioadă foarte bună atunci echipa, am avut joc duminică la CFR și miercuri jucam la Dinamo. Și am plecat cu 20 de jucători la Cluj, de la Cluj am venit direct la București. La Cluj nu l-am ținut nici în lot, în tribună. Stai în tribună să am vezi. Am jucat cu Cardoso, fundat să faci poze, în Brazilia. Să te vadă lumea. Am câștigat jocul 2-1, în 2008 cred că era. Și după aceea la Dinamo l-am luat în lot, l-am ținut pe bancă, ne conducea Dinamo la pauză 1-0. Ștefan cel Mare și am făcut două schimbări. L-am băgat pe el funda stânga și a mai intrat Alex Păcurar, aveam mijlocaș de la, din Cluj. Foarte bun jucător și el. Și am întors jocul, dar a intrat, sincer, fantastic. Ăla care era înainte. Fantastic, da, da, da. A fost. Deci a tras efectiv echipa după el acolo, în partea stângă. Acolo a câștigat jocul. Da. Urcările lui în atac. Lobonț era în poartă și am câștigat cu 2-1 și Ștefan cel Mare. Dar l-am avertizat, i-am spus... I-am transmis, așa este cu titularii. Nu există că e titular, e un jucător, îl bagi, e titular. Da, pe de altă parte, merită să joace. Legat de ce spune Robert, să mă ierte Dumnezeu, dar nu-l dă nimeni la o parte pe Săpunaru. Sare galeria, sare... Da, da, da. Nu cred că Mutu... Nu cred că Mutu are curajul, oricât de slab ar fi Săpunarul, să-l scoată vreodată în echipă, Robert, ce păi părere? Da, dar nici Mutu nu cred că are așa liniștea să piardă cu Săpunarul, gafăr, trei meciuri la rând și să-l dea. Tu crezi că... Dar nu, uite că tu știi. Dintre noi, tu știi cel mai bine ce înseamnă Giuleștiu. Crezi că, să zicem, că are o perioadă neagră Săpunarul? 3-4 meciuri în care gafează. Crezi că Mutu are curajul să-l pună pe banca de rezerve pe Săpunarul? Atenție, la ce înseamnă Săpunarul pentru galeria Rapidului? În primul rând, cred că Săpunarul nu poate să facă 3-4 meciuri proaste. Așa. Dar cred că Mutu are tăria necesară și cunoștințele necesare să-i și explice lui Săpunarul. Și să ia și decizia în beneficiu echipei. Și până la urmă eu ca suporter, dacă mă duc pe stadion, eu vreau să câștige echipa. Îl iubesc pe Săpunaru. Dar eu vreau că mă duc luni la serviciu, să nu mă iei tu la mișto că ne-a bătut nu știu cine. Să râs, ce au făcut mai tăi. Corect. Nu? Eu ca suporter am interes să mă bucur că mă duc pe stadion. Cum mă bucur? Câștigă echipa. A, că am simpatii între jucători. Că e normal. Și în orice colectivitate, în orice activitate, bă, unul nu-ți place de fața lui. Cum zicem noi. Nu mă, bă, ăsta nu-l halesc. Da, nu da, îți place. Da. Bă, dar dacă ăla am de randament, dacă cu ăla câștig. Sau reversul medaliei. Bă, nu merge echipa. Băi, Cristi, ia vină încă. Uite, e bine pentru tine. Te protejești pe tine. Nu te mai... Ce crezi că în Giulești, dacă Săpunarul gafează și pierde echipa, nu o să-l huiduie nimeni pe Săpunarul? Nu cred că-l huiduie pe Săpunarul. Nu o să-l huiduie galeria. Un meci, două. Un meci, două, dar cât? Eu nu cred că-l huiduie pe Săpunarul galeria. Pe Mutu, da, pe tu Săpunarul. Tu aduci aminte că au fost jucători, așa, cu tot respectul pentru Săpunarul, că da, e simbol, Lara, și unul dintre marii fundași centrale ai României și la ce nivel a jucat. Dar au fost jucători și mai mari decât Săpunarul, care au fost huiduiți și nu numai la Rapid. Oriunde. Rapidul, Craiova, echipele astea cu suporteri pătimași, imediat se întorc. Eu am jucat contra lor când era trio renumit, Țărăgoanță și cu Gheară. Da.
Cel mai bun atacant. Cum? Dar nu i-a legat pe ce? Când o luau pe șinele alea. Dar era Rapidul vechi totuși. Și erau și alți suporteri. Și nu erau idole atunci la Rapid? Și ce zicea? Nu, nu, stai, tu du-te la tribună, tu du-te la vagonul 2, că pe tine nu te ajută. Zine altceva, Robert. De câte ori am jucat în Giulești, stadionul e plin, niciodată nu. Diferent de ligă. Zine altceva, fii atent, că tu ai fost la... Nu, am jucat doar în Liga 1 contra lor. Doar în Liga 1 ați jucat contra lor, da? Nu, Rapid. Nu era la Liga 1. Era la Liga 1. Exact, exact, exact. Bun, ai fost la antrenament, ai zis că ai văzut. Da. Cum l-ai simțit pe Rare și Lie? Crezi că pleacă la Nice? Cum l-ai simțit din antrenament așa? Că ai văzut că e ofertă, francezii au zis, nu spunem noi. Am înțeles că ar fi o ofertă, dar din presă de acolo și chiar dacă vorbeam, uitam. Că ar fi vorba de 5 milioane de euro, că au deja o listă pentru posibili înlocuitori. Nu cred că e momentul să plece. Tu l-ai ține? Dacă ai fi acum la Rapid președinte, tu ai mai stat? Depinde de... 5 milioane, uite cât se discută. Sunt ba mulți pentru România. Îl dai sau îl ții? Îl dai. Dacă sunt 5 milioane... Ați văzut ce l-am convins? Nu, păi nu, dar 5 milioane... Sincer, sunt 5 milioane că, păi cu 5 milioane iei 3 de top. Să ne înțelegem. Rare și Lie nu te-a costat poți mai nimic. Poți să iei 5? Da. E că câte unul dă câte un milion, nu? Nu? Și păi, poți să te bazi la campionat. Și atunci centenarul, păi am vorbit de centenarul poți să 5 milioane cu centenarul, cu alea, sărbătorești altfel. Mai ai niște artificii, mai ai... 5 milioane sunt bani sunt mulți, bani mulți mai ales acum și pentru reține, pentru România și un jucător, cu tot respectul pentru viitoarea lui carieră, care sperăm să fie bună, pentru ceea ce a făcut până acum. Din punctul meu de vedere, Rare și Lie nu este o certitudine. Este un jucător foarte bun, dar care la vârsta lui, la categoria lui de vârstă, la recentul încheiat campionat european, n-a driblat pe nimeni. Nu a reușit un dribling. Adică, bă, ok, e 5 milioane. Stai, nu vreau să trecem peste asta, să-l întrebăm pe mister, pentru că știe ce înseamnă, a fost la echipa națională. De ce Rare și Lie a performat atât de bine la Liga 1, cu jucători maturi, cu adversari și de 30 de ani și cu experiență și așa mai departe, și la categoria lui de vârstă, cu zice Robert, n-a existat. Nivelul? Care e diferența, mister? Nivelul? Adică e mai bun acolo nivelul la tineret? Am întâlnit echipe foarte bune. Eu m-am uitat, chiar dacă nu a câștigat campionatul european, dar Franța, o echipă, din punctul meu de vedere, foarte, foarte valoroasă. Cred că cel puțin jumătate din acei jucători îi vom regăsi peste câțiva ani la prima echipă. Mă refer la echipa națională a Franței. Israelul, iar care toată lumea ce domne, ce Israelul, da, dar Franța pe mine m-a impresionat. Toată lumea spunea, ce domne, jucători ăștia de la Franța că joacă la filiale, joacă la echipa. Da. Păi Liga 3, ai văzut că vine câte unul în România, dar a jucat toată viața la Liga 3. Exact. Și e sau la zonal, nu știu de care. Exact. Zice, unde juca? În zona Parisului. Asta este... E valoarea până la urmă, că noi încercăm, sunt ai noștri. 5 milioane? Păi știi ce aș face în locul domnului Șucu? Așa. Domnul Țiriac, sunt eu Șucu, vrem și noi un avion personal. Vorbim. Hai prietene să plecăm repede că poate să răzgândesc ăia. Este un băiat foarte talentat. Clar, și din punctul clar, de vedere, mister. Vă place. Mister, da. Poți să nu te mai întâlnești cu oferta asta niciodată. Este foarte adevărat. 5 milioane în România, aur. Când tu nu ai... Nu ai un atacant, nu ai și aduci 5 jucători. Dar vreau să... Iarăși, eu cred că este unul dintre cei mai talentați jucători pe care avem tineri în acest moment. Da. El, pe lângă Octavian Popescu, pe lângă Bayram, pe lângă Petrila. Dar la Petrila, dacă suntem corecți până la urmă, în urmă cu un an de zile era mult mai sus clar, decât este clar, în acest moment. Și a mai trecut un an peste el. Și știți când va mai juca după ce a pierdut mingea asta acum la cornerul scurt? Știu. Cred că mai joacă când o să jucăm noi doi foarte, la CFR Cluj. Foarte greu. Păi crezi că Dan Petrescu mai... Este destul de... El trebuie să-și recâștige acum locul. Va trebui să și așa era, de două ori mai mult. Era pe topogan. Acum și... Păi nu, corect. Da. Și de ce nu l-au dat pe Petrila cu milion și ceva? Că au avut. Corect. Păi deci tu spui că aceeași considerare trebuie luată în calcul la Rare și Lie. Ai oferta pe masă, dă-l și vezi după aia. Nu, dacă aveai ofertă de 500 de mii, un milion, te gândeai. Dom'le, suporterii, cum ai spus și dom'le, ce să dă noi, avem proiect. Bă, sunt 5 milioane.
Adică 5 milioane sunt foarte mulți bani. Ei având bugetul până în 7 milioane. Nu contează, poți să ai bugetul ori mai mic, ori mai mare. Dar să iei pe un jucător 5 milioane din România, care n-a jucat la echipa națională mare, n-a câștigat niciun campionat cu Rapid, n-a jucat în cupele europene, e un jucător foarte bun pentru România, pentru nivelul nostru, dar nu este un jucător care a confirmat. E unul dintre cei mai talentați la categoria lui de vârstă. Sunt 5 milioane, e aur pentru Rapid. Putea să ceară mai mulți bani dacă juca... Dar poate iau și procente, nu știu, mă gândesc. La prima reprezentativă, da. Așa cum s-a întâmplat cu foarte mulți ani în urmă, dacă ne aducem aminte de Ilie Balaci, de Gică Hagi, care jucau titulari la vârsta lui în echipa națională. E, dar chiar și acum, cu Denis Mal, de exemplu. Diferența. E un exemplu, că e cam ultimul, cel mai important transfer din ultimii ani, man, pe bani mulți. Mihailă, da, dar mai mulți bani la Man. S-au dat niște bani, din punctul meu de vedere, foarte, foarte mulți pentru campionatul nostru. Ca drept dovadă oamenii că... respectivi aici, mă refer și la cei de la FCSB și cei de la Craiova, au procedat foarte bine că i-au vândut. Că Man, totuși, uite, discutam de ce a spus dumneavoastră, domnule, nu are meciuri la echipa națională. Man în momentul în care a fost luat, avea, stați să fac calcul că mă uit pe meciuri, avea vreo 5-6 meciuri la echipa pierdusem națională. Pierdusem cu Georgia, pierdusem cu Armenia. Dar avea meciuri sub tricolor. Era acolo, la statistică, când vedeai pe transfer, Man vedeai 19 ani, 5 meciuri la echipa națională. Da, dar cei... Mă rog, băieții de la Parma nu l-au transferat, că a văzut... 3 minute cu Georgia. Sigur, au văzut că are el 7-10 meciuri la echipa națională. Jucătorii sunt urmăriți. Discutam cu cineva, cu un prieten de Real Madrid. Da. Ce se întâmplă la Real Madrid cu jucătorii ăștia formidabili, tineri pe care i-au... Camavinga, spre exemplu, da. 19 ani. Ok, l-a luat 19 ani, au plătit 45 de milioane, 50 de milioane, cât au plătit pe el, 40 de milioane. Dar băiatul a jucat de 2 ani la Rennes, titular. Meci de meci. Nu l-a luat. Și în Franța, un campionat foarte puternic. Din punctul meu de vedere, cred că este fizic mai puternic decât ce se joacă în Spania. E lângă Anglia, cred eu. Franța, sigur, este un campionat foarte greu. Da. Să joci la Rennes titular 2 ani de zile, băiatul a jucat, n-avea nici 17 ani de când era titular. De asta l-a cumpărat Real Madrid. Pe Vinicius. Nu l-a cumpărat pe stradă, dacă nu greșesc, corect. De la Flamengo. Corect, corect, corect. Pe celălalt, pe Rodrigo. Cum a fost Neymar când a fost adus Rodrigo. În Europa? Nu, ăla avea la fel, vreo 2 ani jucați la Santos. Da. Cât avea? 45 de milioane pe Vinicius. A venit cu 20 de impresari după. Da, 45 de milioane pe Rodrigo. Da. Băieții aia trei au cheltuit cei de la Real Madrid vreo 130 de milioane de euro. Noi n-avem nici bugetul, nici stadionul, nici tolotul de joc. Am ajuns la final, Robert, vreau să te întreb în încheiere. Ia Rapidul titlul sezonul acesta în anul centenarului? Nu. De ce nu? Pentru că încă nu e momentul. Nu e ce trebuie momentan. Ce lipsește? Nu e suficient de antrenor mutu? Nu e lotul suficient de puternic? Rapidul, hai să fim serioși, și are deocamdată doar un an în prima divizie. Așa, da? Încă lucrurile se așează acolo. Perspectivele sunt formidabile, începând de la baza piramidei până la echipa mare, dar asta necesită timp. Chiar dacă îl vinzi pe Rare și Lie cu 5 milioane și aduci 4 jucători buni sau 5, nu-ți garantează nimeni. Că eu cred că un obiectiv pentru Rapid anul viitor e un obiectiv realist, spun eu. Să prindă primele 6 și după aceea să încerce să termine pe podium. Pentru că ai public în spate, ai stadion nou, emulație este, lumea e cu tine. Să sperăm că vin și rezultatele la Rapid, dacă nu ai rezultate. Și în cazul în care lucrurile nu vor fi așa cum își doresc, în primul rând suporterii, conducerea va avea răbdare cu Mutu. Da. E foarte important din punctul meu de vedere, dacă tot l-ai adus și ți-ai asumat să-i dai continuitate. Eu am altă părere și acum, și cu asta închei, mister, dar vreau să asculti părerea noastră, spun și eu umila mea părere, la Rapid în momentul de față, nu cred că poți avea răbdare cu Mutu. De ce? Ai stadion nou. Ai suporterii care vin la stadion meci de meci full, patronul ți-a adus tot ce ai vrut. Nu, iar revenim la transferul. Păi nu, dar el a cerut... N-ai atacant. Corect, dar se va aduce. Păi, se va aduce, păi... Hai să-l întrebăm pe mister ce făcea pe la Dinamo, de veneau jucătorii cu două zile înainte să înceapă campionatul. Dacă intră Mutu.
Așa da. Dar nu-i atacat, mister. Joacă și atacă. Vis-a-vis de ce? De campionat? De campionat. Dacă câștigă campionatul sau se pot... Da. Se pot lupta real. Că suport e asta, își doresc. Din punctul meu de vedere, campionatul poate să-l câștige altă echipă doar dacă se desfințează CFR-ul. Interesant. Deci rămâne în continuare. Dacă se desfințează CFR-ul, e posibil să câștige. Deci în continuare CFR și restul lumii? Părerea mea că da. Și dacă mai au și un parcurs suficient de lung în competițiile europene și echilibrează un pic și balanța financiară, nu o să poți să te bați cu ei niciunul în următorii 2 ani. Bun, am ajuns la final. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență. A fost o plăcere. Mulțumim și noi. Asta a fost. Ne revedem mâine de la aceeași oră, 18:30, la ProSport Live. Până atunci, rămâneți cu ProSport.ro. Să aveți o seară frumoasă!